Stâna din Capra, unde se mută cei din Muncelul Jețului o perioadă, la brânză e familia Teleancă.
Harta Băuș. Da. A, și acum o mai bagi... O mai bag să se împrospăteze. În zero ăsta. Și asta o faci de fiecare dată când fierbi... Astea prime, de când am venit, de joi. Da. No. Că dacă nu s-a crește, că n-ai frigider, n-ai pune atâta condiție. Da, asta jintița. Da. Normal, ce e lui? Ce rămâne de la... Zărul de la lapte. De la caș. De la caș, da. Și la ce e bună jintița? Păi la clătite, la... Ce vrei să faci? Brânzoi, ce eu știu. Au, dar nu urdă. Ai ca un fel de urdă, altceva nu poți să scoți din... Din zărul ăsta. Din zărul ăsta, da. Și acum cum o scoți cu strecurătoare? Vreau un pic să o spumez. Un pic, că mai vine spârlă când... De la foc. Fierbe, da, de la foc. Și numai în cazane din astea de cupru, nu? Încă e mai mult și să nu se prindă, nu? Nu se prinde și așa am pomenit. Da. Am pomenit. Da, așa, nu știi cât are stâna asta aici, câți ani. În orice caz e de mult, așa? Nu, asta e nouă, aia veche de sus. A, e aia de sus, nu? Care am... Asta ai făcut acum, în coace. Nu a murit de ciudă de secretă. Dar în muncer de când aia, sunteți? Acolo de 29 de ani, de când m-am maritat, tot în aia. În muncer? În muncer, da. Și ieri am înțeles că o dat cu gheață pe aici. Ieri a dat o gheață de... s-o fac cu Muntele Alb. Da, Ionicune, a, el era aici, dar oile? Erau... atunci așa, s-o apropiau să vină la mus. Aha. La amiază. Așa. Și zerul la câini. La zerul la câini, spăl din nou să fie curată pentru iarăși la neastră. Tot de 3 ori să mulgoile. Tot, până să gata prima brânză. A, până termină tot. Toată lumea, da, încă mai sunt. Bă, câți babaci să vede. Oare câți baci sunt aici? 14. Mâine ieșiți? Nu se știe. Nu se știe, depinde de... De ce timpul, dacă mai ne ajută, dacă nu e. Trag laptele la... La oi. La oi, da. Oricum, cred că a fost și frig ieri. A fost după ce-a dat gheața, s-o acorit, dar așa, așa trebuia cât secet a fost. Da, de să o țin eu. Mai pun într-una să fac două. Nu ține sagia. Smulgeți... Da. Au smulte cu lapte. Adică aici sunt toate cu lapte. Toate, da. 300. 300. 20. Și astea, cănuțele astea, pentru ce le ții așa? Bă, astea în plus, mesele, dacă mai vine musafir sau când venim la lucru, de suntem toți, bă, nu bea o cafea, bă. Dar astea au o denumire anume. Găleată, de mult. Găleată de aluminiu. Numai pentru asta e folosită. Mai pe vremuri era de lemn. De lemn. Mai fac și cu inox, era, dar cel mai mult aluminiu. Aluminiu. Să fie mai ușor. Și cam cât lapte să murge într-o zi? Acum 4 vedre și ceva. 4 vedre să pui. 4 vedre, o vedre e 49 de litri. 49 ori 4. Asta la 3 mulsori? Da, nu? La 3 mulsori. Da. Acum așteptăm să vină bacii, ciobanii cu oile.
Să trăiești, Neonică! Bună ziua! Dacă scapi unea, smulge de seara. Un păsară, da. Care-i câinele ăla tău, mai? Ăla ce-l filmat în prima dată, când veni cu el. Ăla e. Nu văd acum ce ești. Nu, bani, iată. Nu, tot. Nu, câinele ăsta mare. Nu mă întrebă că care ar fi mai bun și el, pentru că de mai bătrân, vi suntem sigur pe el, de asta nu nistor. Da. Auzi, ia uite-te în spate, să iarăși că... Trebuie să... Baciule, asta când termini la brânză? Mâine? La brânză, mâine seara. Și după aceea rămâi la oi? Am fost și la oi și la brânză și le mai rămân o pură. Rămân în continuare, cred că, la oi. Aici, la petril, aici. La... Poate are minte bună și merge la Jerica. Ba la mine, nu cred. Nu. Uite capul sus. Da-i, Alina. Și acum până când o să stați aici în Muntele Capra? O lună trebuie să stăm. O lună? Când se face iarba mai jos acolo, la Muncel. Păi aveți vreo două săptămâni, nu? Nu, joia am avut una. Joia cu alalte. Atunci grânza prima și după mai... Și aici mai faceți un măsurat? Un măsurat, da. Ciunga. Arina, să știi că n-ai culoare direcția. Când îi pune tu și zahăr, e... E lucru că e un țar pentru ce. Dar tot pe partea lui. Ziceau bătrânii că n-o să mai fie aici. N-o să mai știm niciun no. Costina. Și voi, uite acum... Uite că ne petrecem azi mâine jenunii. Da. Gata.
câine și ai câine, nu se frică. Acum în lapte ce bajenii? Cheag. Cheag, da, cheagul e natural sau? Natural, de da? Noi, da. Din ce ai făcut? Din rânzele de miel. Ui, și pastile de azi, de zonă, nu. Aici câți litri de lapte sunt? Păi stai să vedem. Ionica, să filmezi. Nu, uite, o veatră, două găleți și două ciori. Două ciori. 1, 2 și 2. Deci vine 49 plus 7 plus 14. Cât vine? 53, 63 și nu două cioiuri, 65. 65 de kg. De da, da. Chiar natural, nu din ăla de da. Magazin. Opa. Și așa de unde știi cât să bagi la atâția litri? L-am probat acasă. Da. Acasă cu lapte puțin. Și când ajunge aici, da, faci o medie. Și fiecare când e la brânză își aduce cheagul lui, nu? Da, da. Două ore și după aceea îl bagi în... După aia îl sparg. Uh-huh. Am, uite, chestia asta. Da. Îl sparg tot, îl așez cu mâna, îl pun în sările. Deci câți litri de lapte ai avut aici? 65. 65. Și câți cași îți ies? Câți, câte kilo? Dacă fa mai mic e 5, dacă fa mai mare 4. Hai, Oane! Mare să aveți! Mulțumim! Și mulțumim de invitație! Mulțumim! Ia aici brânză, Jenny, pune aici să se vadă casa, Adă! Și lați iar câte de salată, să punem în două, să fie și într-o parte și în da, da, pune-l aici. Pune aici așa și taie. Aici. Multă, sănătate multă! Bine v-am găsit. Multă, Doamne ajută. Sănătate multă, Doamne ajută. Doamne ajută. Mulțumim de invitație. Și asta a fost o zi la stână. Vă dorim o zi frumoasă tuturor, Doamne ajută! Oh, my God.